În acest clip vorbim despre video marketing și idei de clipuri video pentru strategia ta de video marketing. Înainte să încep să filmezi, vrei să clarifici ce fel de conținut video vei folosi pentru promovarea afacerii tale sau pentru creșterea brandingului personal. Salut, eu sunt Claudiu Ciobanu și în continuarea acestui video ți-am pregătit o listă cu 12 idei de conținut video care să te ajute să creezi un impact cât mai mare. Urmărește clipul până la final pentru că am o surpriză pentru tine. Ciobanu este creator de conținut digital și fondator al Club 300. Poți comunica aproape orice cu ajutorul conținutului video, dar înainte să încep, este bine să ai o listă de priorități pentru ca munca ta să fie mai ușoară și mai eficientă. Pentru a te ajuta să stabilești cât mai ușor și rapid obiectivele, îți voi oferi o listă cu beneficiile de top pe care ți le poate aduce marketingul video. Înainte de a merge mai departe cu acest video, abonează-te la canal pentru că atunci când voi oferi mai multe idei interesante și mai multe clipuri care te vor învăța cum să-ți crești vizibilitatea, vânzările și puterea de influență în mediul online, să fii notificat. Uite care sunt top 5 beneficii pe care ți le aduce conținutul video. Un video poate crește dramatic vizibilitatea site-ului tău în motoarele de căutare, pe Google și pe YouTube, de exemplu. Asta se va traduce într-o creștere a traficului pe site-ul tău. Videoclipurile sunt persuasive. Iar motivul pentru care se întâmplă asta este că în luarea deciziilor, creierul nostru apelează la emoții. Nici o tehnologie nu este mai eficientă în transmiterea emoțiilor decât clipul video. Clipurile video construiesc mai multă încredere și credibilitate pentru marca sau pentru compania dumneavoastră. Acest lucru ajută la transformarea unui spectator în client. Studiile recente arată că 85% din numărul celor care navighează pe internet vizionează frecvent conținut video. Asta îl face să fie o modalitate puternică de a comunica, care dacă este ambalată corect și utilizată eficient, va face minuni pentru orice fel de campanie de marketing. Oamenii își amintesc ceea ce au văzut și ceea ce au auzit. Spre deosebire de alte metode de marketing, aceasta este o metodă eficientă de a prezenta produsele și serviciile și de a explica cum funcționează acestea. Acum că ți-am oferit 5 motive serioase pentru care merită să începi o campanie video, alege un obiectiv și vezi care dintre următoarele 10 idei pe care ți le voi oferi se potrivește cel mai bine pentru tine. 1. Videoclipurile demonstrative. Aceste clipuri arată cum funcționează produsul tău, fie că vorbim de un tur virtual printr-un software pe care l-ai creat sau de un unboxing, o despachetare sau o testare de produs. Videoclipurile de marcă. Acestea sunt create de obicei ca parte a unei campanii de publicitate mai ample, prezentând viziunea, misiunea sau produsele și serviciile companiei. Scopul clipurilor de marcă este să crească gradul de conștientizare în jurul campaniei tale, să intrige și să atragă publicul țintă. 3. Videoclipurile de eveniment. Atunci când organizezi o conferință sau o strângere de fonduri sau un alt tip de eveniment, ajută să produci un clip video de prezentare sau să evidențiezi câteva interviuri de la acea întâlnire. Sugestia numărul 4. Interviuri cu experți. Publicarea interviurilor cu anumiți experți interni sau lideri din industria din care faci parte este o modalitate de a construi încredere și autoritate în relația cu publicul tău țintă. Recomandarea numărul 5. Videoclipurile educaționale. Videoclipurile didactice pot fi folosite pentru a învăța publicul ceva nou sau pentru a construi cunoștințele fundamentale de care are nevoie pentru a înțelege mai bine afacerea ta și soluțiile pe care le oferi. Aceste tipuri de clipuri pot fi utilizate și de echipele dumneavoastră de vânzări sau de service, în timp ce lucrează cu clienții, de exemplu. Recomandarea numărul 6. Videoclipurile explicative. Acest tip de videoclip este folosit pentru a ajuta publicul să înțeleagă mai bine de ce are nevoie de produsul sau serviciul tău. Mai multe videoclipuri explicative se pot concentra pe o călătorie fictivă a personajului principal, client al companiei, care se confruntă cu o problemă. Această persoană își rezolvă problema cumpărând sau adoptând o soluție pe care o oferă afacerea ta. Recomandarea numărul 7. Videoclipurile animate. Acest format este excelent pentru concepte greu de explicat sau greu de înțeles, care au nevoie de imagini puternice pentru a explica un serviciu sau un produs mai abstract. De exemplu, eu am creat o serie de clipuri video unde am îmbinat animațiile video
cu personaje reale pentru a arăta mixul dintre inteligența artificială și inteligența umană. Recomandarea numărul 8. Studiile de caz și testimonialele video. Prospecții tăi doresc să știe că produsul tău poate și va rezolva o problemă specifică. Una dintre cele mai bune modalități de a demonstra acest lucru este prin crearea de clipuri video cu studii de caz care prezintă clienții dumneavoastră mulțumiți și fideli. Acești oameni sunt cei mai buni susținători ai tăi. Poți arăta în clipurile video cum își descriu provocările și modul în care compania ta i-a ajutat să le rezolve. Recomandarea numărul 9. Clipurile video live. Acest tip de conținut video oferă spectatorilor tăi o perspectivă specială din culisele afacerii tale. În același timp, am observat că videoclipurile live au o rată de implicare mult mai mare din partea spectatorilor comparativ cu videoclipurile înregistrate. Atunci când organizezi transmisiuni live, motivează spectatorii să se implice cu întrebări, de exemplu. Recomandarea numărul 10. Mesajele personalizate. Videoclipul poate fi o modalitate creativă de a continua o conversație. De exemplu, poți răspunde cuiva prin care ți-a trimis un e-mail sau un text, un clip video. Folosește în acest sens HubSpot Video sau Loom pentru a te înregistra, făcând rezumatul unei întâlniri, de exemplu, sau pentru a face anumite recomandări personalizate. Aceste clipuri video creează momente încântătoare și unice pentru clienții tăi, iar clienții tăi potențiali pot intra mai departe în călătoria spre cumpărare. Îți voi lăsa în descriere și linkurile aplicațiilor pe care tocmai le-am recomandat. Surpriza despre care vorbeam la începutul clipului este că am creat un mini curs de aproximativ 45 de minute despre video marketing. Cursul se numește Introducere în video marketing, planifică, creează și publică pentru mai multe rezultate. Îl poți accesa absolut gratuit pentru a învăța cum să crești rapid traficul și vânzările cu ajutorul clipurilor video. Îți voi lăsa un link către curs tot în descrierea acestui video. Dacă îți place cursul, întoarce-te la acest video și lasă-mi un comentariu sau dă-l mai departe prietenilor tăi. Îți mulțumesc anticipat pentru asta. Apasă un like dacă ți-a plăcut clipul ăsta și abonează-te la canalul meu unde postez frecvent despre cum să creezi conținut video, practici și strategii de marketing care să te ajute să crești vizibilitatea, vânzările și influența în mediul online. Până data viitoare, îți doresc să ai spor la content și mulțumesc!